Bună ziua, dragele mele, dragii mei! Vă prezint astăzi horoscopul pentru fecioară. Haideți să vedem la fecioară. Să știți că voi face până săptămâna viitoare, cred că până luni sau marți, toate zodiile. Trebuie să aveți răbdare pentru că am foarte mulți clienți și lucrez și atunci oricum o să fac tot ce trebuie. Haideți să vedem. Un moment. Așa. Să vedem. În prima dată în cărțile țigănești, apoi în cărțile Lenormand. Vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți și am văzut că sunteți foarte multe fecioare care se uită și atunci o să fac ceva foarte special pentru voi astăzi. O să vă placă. Sper că o să vă placă. Mulțumesc și celor care mă critică, pentru că așa pot să mă îmbunătățesc. Bun, haideți să vedem. Văd că aveți ceva probleme cu niște bani sau mergeți la o instanță, mergeți poate la trezorerie, financiar și acolo reglați ceva, aranjați ceva cu un bărbat sau o femeie, bărbat mai mult văd, care vă ajută. Poate trebuie să plătiți o datorie foarte mare și atunci o veți plăti în rate, nu totodată. Sau vi se fură ceva și trebuie să dați o declarație la poliție. Sau veți avea de-a face cu cineva din aceste domenii. Văd că veți recupera niște bani pentru care sunteți foarte supărată. Deci probabil ați avut ceva probleme cu banii sau ați cumpărat ceva sau ați rămas fără bani și atunci veți recupera banii. Nu trebuie să luați bani cu împrumut de la o instanță, poate de la o bancă, pentru că nu veți putea plăti deoarece au o dobândă foarte mare. Văd eu aici în cărți. Poate nu pentru toată lumea, eu ce văd aia citesc. Dacă nu aveți datorii și așa, nu e pentru dumneavoastră citirea asta. Cineva care vine des în vizită la dumneavoastră, poate vrea, e cu ochii pe soț, pe partener, pe parteneră, sau poate are intenții nu prea bune, înțelegeți? Văd că cineva va face o căsătorie foarte bogată. Văd un bărbat, un prieten de-a dumneavoastră, care este foarte trist, pentru că este singur cu un copil sau cam așa. Sau este chiar pentru că este singur, vă vine în vizită. Văd la unii oameni foarte multe probleme, văd că sunt foarte bolnavi unii sau vor avea un accident sau sunt triști pentru moartea cuiva drag. Văd că aveți prieteni care vă ajută întotdeauna. În dragoste văd pe unii foarte cu foarte puțină dragoste, deci nu prea bine și în căsătorie la fel. Sau dacă, deci nu prea arată pozitiv. Unii sunteți supărați pentru că simțiți că nu aveți noroc. Și oricum văd că blocajele durează foarte mult și atunci văd un bărbat grav bolnav, asta am mai spus, dar mai văd încă o dată și atunci bărbații care trebuie să faceți un drum, deci bărbații fecioară, să aveți grijă, nu mergeți la drum, mai bine stați acasă, pentru că văd persoane false la drum și gânduri rele care să vă înșele. Văd că veți fi furați la drum, vă veți îmbolnăvi foarte grav. Mai bine stați acasă. Unii, da? Vreți schimbare, sunteți triști, ceva se schimbă, trebuie să vă pregătiți pentru ceva. Unii au ceartă, invidie, hoție. Unii, da? Văd o doamnă sau unele doamne care au o prietenie cu un domn singur.
care este o prietenie bună, cu noroc. Deci, sinceritate între. Văd că unii merg la specialist pentru doctori. Văd o căsătorie, se va realiza o căsătorie între unii oameni, care este falsă. Deci doar pentru bani și vor avea foarte multe conflicte în această căsătorie. Haideți să vedem cărțile Lenormand. Așa. Așa, sunteți foarte presionați la servici, vă stresați foarte mult pentru relație, casă. Văd un bărbat seductiv, foarte atrăgător, care vă va aduce probleme unor doamne, sau poate și bărbat cu bărbat. Văd un bărbat nervos, cu un copil, ca un copil, deci se poartă ca un copil, sau poate are un copil. Sau arată ca un copil acest bărbat, este foarte frumos un bărbat, da? Și va aduce multe probleme pentru unii. Pentru unele doamne va aduce o schimbare acest bărbat. Văd câștig mare de bani dintr-un contract. Văd un pericol de despărțire de ceva. Pentru femei mai mult. Despărțire de soț, iubit, partener de afaceri, asociat, ce aveți dumneavoastră. Văd probleme pentru bani. Probleme cu un prieten, șef, asociat, cineva. Văd că vreți să deschideți o afacere și primiți licența, aprobare pentru a deschide o nouă afacere. Sau sunteți angajat nou, sau poate luați un angajat nou, sau chiar dumneavoastră sunteți numai ce v-ați angajat. Văd o femeie bogată, care veți avea de lucru cu ea, poate va fi șefa dumneavoastră sau o nouă asociată. Văd că ați pierdut în bani sau pierdeți o sumă de o sursă de venit. Deci poate ați avut două surse de venit și atunci rămâneți numai cu una. Văd un conflict în afaceri cu o femeie. Deci tot această femeie care am văzut-o, o femeie bogată. Văd o nouă afacere importantă care este nesigură. Văd copii care vă fac probleme. Noi schimbări, văd graviditate, noi știri despre copii, aflați că veți primi un copil, veți avea un copil. Pentru domni, unii domni, fecioară, văd un nou început. Unii au o copilărie dificilă, copiii, sau poate ați avut dificilă. Aveți probleme cu o casă, o casă veche, poate e prea veche și trebuie reparații, dar nu reparații. Văd că vă vin doi oaspeți în casă. Văd iarăși că aflați ceva secrete despre familie, luați unii o decizie despre două case. Unii vindeți o casă și veți avea un câștig foarte mare. Sunteți nehotărâți, văd că plecați, ieșiți cu o femeie, mamă, prietenă, mergeți undeva în aprilie, deci, poate weekend sau vacanță. Văd probleme cu o ședință, reuniune. Nu știu ce fel de probleme, dar văd ceva falsitate și ceva care se anulează. Văd minciuni care vă cauzează probleme la servici și puteți rămâne fără servici. Văd o călătorie de plăcere pentru școală, afaceri. Văd blocaje foarte lungi la unele persoane, situații grele. Terminați o relație cu un prieten, asociat, partener de afaceri. Primiți vizită importantă și un mesaj foarte important. Nu pot să știu de unde, dar doar că este important și vine mesajul. Haideți să mai văd ceva, că dumneavoastră ați fost într-un număr foarte mare. Ce pot să mai văd eu pentru dumneavoastră?
Văd că sunteți foarte stresați, da? Sunteți foarte, nu puteți face ce vă place, sunteți nu aveți chef de nimic, cum să zic eu, parcă și sunteți spiritual foarte rău și atunci și corpul este foarte rău. Văd că și în dragoste trebuie să uitați durerile, trădările ce le-ați avut. Să știți că cei ce vă fac rău vor primi rău, pentru că nu că sunt rea, dar cum se spune, tot ce faci tu în această viață plătești, deci nu pleci fără să plătești. Dacă nu dintr-o parte, atunci din alta. Cum să spun eu, veți avea ceva schimbări foarte importante în acest an, trebuie să vă liniștiți și eu vă văd că veți avea un an foarte bun și schimbări foarte importante de acum înainte. Și în dragoste rugați-vă la Dumnezeu, că dumneavoastră știți, sigur Dumnezeu aude și vede și veți găsi exact ce doriți, persoana dorită. Și în legătură cu banii, întotdeauna veți avea bani, dacă nu dintr-o sursă, din altă sursă. Mulți oameni văd că vor ieși din serviciu care l-au și se vor dedica la comerț, ceva în comerț. Văd că aveți dureri de spate, dureri în corp în general, din cauza supărărilor, da, unii dintre dumneavoastră. Dar eu zic să vă liniștiți și că veți avea un an foarte bun și veți învinge. Trebuie să spui tot timpul așa, voi învinge. Haideți să facem asta interactivă acum. Să vedem. Sper să vă placă. Gândiți-vă la ce doriți și alegeți unul dintre aceste trei grămezi. Una dintre aceste trei grămezi. Doi sau trei. Haideți să vedem. Gândiți-vă, concentrați-vă și alegeți, da? Hai să vedem. Dacă ați ales prima, la servici veți fi răsplătiți pentru eforturile din trecut. Ați făcut foarte mult eforturi, sunteți foarte triști, foarte supărați, foarte abătuți, parcă nu s-au văzut rezultatele, dar se vor vedea de acum în afaceri, în bani, vin bani excelent pentru finanțe, dar nu să vă întindeți, să riscați, să faceți afaceri foarte, nu, aveți grijă de bani, lucrați ceva nou, aveți nevoie să învățați sau pentru afacere sau pentru serviciu care l-aveți, învățați ceva, cereți sfatul cuiva, mergeți la un expert sau poate luați masa cu acest om și învățați de la el multe lucruri. În dragoste sunt foarte multe posibilități, în dragoste trebuie să fiți deschiși pentru dragoste, să lăsați tristețea și tot ce este rău. Acum se va duce, se va schimba. Unii schimbați poate modul de a vedea lucrurile și între soț și soție lucrurile merg foarte bine, schimbări și foarte bine. Dacă ați ales a doua, văd o persoană pe care o iubiți și nu vă dă atenția sau nu se comportă așa cum doriți dumneavoastră. Trebuie să uitați această persoană pentru că mai sunt și alte persoane, pentru că eu nu văd să fiți cu această persoană, veți întâlni pe altcineva. Cei singuri vor întâlni o persoană în viața lor. Și în relații, soț-soție, parteneri, va înflori relația, va merge foarte bine. O situație pe care nu o mai suportați la servici, afacere, poate căutați ceva și nu găsiți, sau poate doriți să faceți ceva și nu puteți, trebuie să căutați ajutor să vă ajute în ce nu puteți. Trebuie să vă revizuiți finanțele, să cereți împrumuturi, să... Bani, veți avea mulți bani, dar trebuie ajutor prima dată. Mai văd că veți găsi sprijin în cineva sau într-un grup de persoane pentru carieră sau pentru afaceri. Văd că se îmbunătățește pentru unii și
veți avea mulți oameni buni, înțelegători în jurul dumneavoastră, servici sau afacere. Dacă ați ales al treilea, ok. Văd la servici, la dumneavoastră, o femeie care vă ajută. Văd că unii lucrează în fabrici sau undeva unde trebuie să învețe. Aveți multe pretenții, exigențe. Sunteți prea pretențioși. Trebuie să fiți mai flexibili, mai înțelegători. Și dacă sunteți așa și cinstiți și înțelegători, veți avea succes. Cum să spun eu? Vă este frică de ceva? Vai, aș face, dar nu, că mi-e frică. Nu. Dacă nu încercați, nu aflați dacă puteți sau nu. Sau dacă reușiți sau nu. Faceți și atunci veți afla. Văd în legătură cu bani, știri bune, legături bune între partenerii de afaceri, între asociați, sau legături bune între dumneavoastră și bănci. Aveți tot timpul surse de venit. Puteți avea mai mulți bani, puteți câștiga mai mulți bani. Sunteți puțin stresați pentru bani economic, dar veți câștiga. Să încercați să și dați, să fiți generoși, deci să ajutați un om pe stradă, de exemplu, că e bine. Unii văd că nu plătiți toate imediat, nu puteți plăti toate datoriile imediat sau ceva, dar lucrurile vor merge mai bine în curând cu banii pentru dumneavoastră. Văd în dragoste. Dacă ați început o relație, este foarte bine, este foarte bună, relația serioasă. Cei singuri, va veni cineva în curând în viața ta. Adică repede, nu în curând, repede. Te simți foarte atașată de cineva sau de o situație sau de cineva în dragoste, da? Și nu este bine. Adevărata dragoste va veni pentru tine. Adevărata dragoste nu trebuie forțată. Vei fi curtat de unele, vei fi curtat sau curtată, da? Persoana la care te gândești are pe altcineva pentru unele persoane. Acum mai pun 3. Și mi-alegeți una și apoi vă spun la fiecare ce înseamnă. Asta este sfat, da? Deci primul, 2, 3. Ați ales? Bun. Dacă ați ales prima, eliberați-vă sufletul, spuneți ce aveți pe suflet, veți avea o transformare. Poate va fi alt rezultat decât vreți voi. În dragoste va fi bine, văd dragoste și nu, să nu trăiți în minciună. Spuneți pe față tot ce este și oricum rezultatul va fi altfel decât dumneavoastră doriți. Dacă ați ales 2, nu fiți pentru o parte sau pentru o parte, fiți neutri, ascultați și observați. Comunicați mai mult, spuneți ce vreți, gândiți-vă ce simte celălalt. Gândiți-vă ce simte celălalt și vorbiți ce doriți, pentru că așa veți avea succes. Dacă ați ales al treilea, vă simțiți înstrăinați, pe din afară, excluși dintr-un cer de prieteni, din familie, din asociați, căutați împlinire. Și trebuie să faceți exact ce e bun și drept și să fiți prietenoși și veți avea o mare împlinire și o transformare. Cam atât pentru fecioară. Vă mulțumesc tuturor celor care vă uitați. Vă doresc o lună martie plină de noroc!